Bun venit la partea a treia, ghicește ciuperca. Ia să vedem ce avem aici. Avem un hrib care este moale. De obicei, dacă găsiți un hrib care este moale, nici nu trebuie să vă chinuiți să-l identificați, pentru că nu mai este bun de mâncat. Deci dacă atingeți pălăria și pălăria este moale la atingere, nu este ok comestibil. Dar haideți să vedem ce este acesta. Are cumva piciorul galben și cu roșu. Iar pălăria se face verde dacă o atingem. M-a rugat cineva în clipul anterior ca să includ mai multe specii de rusula. Aici avem o specie de rusula verde, micuță. Nu știu dacă știți ce e. Este comestibilă, se numește vinețica porcului. Termen popular. Seamănă foarte mult cu rusula heterofila sau chiar și cu rusula virescens, doar că este ceva mai mică la dimensiune. Aici avem frumoasele ciuperci albe care apar în primele luni, în primele zile de vară, de obicei la începutul lunii iunie. Sunt albi, lamele albe, picior alb, destul de tare piciorul. Încerca să rupeți. Da, foarte tare. Și ciuperca lasă o zeamă albă după ce o deteriorați. Cele mai tinere de obicei, cele mai bătrâne are mai puțină zeamă. Ok, denumirea este Lactarius sau Lactiflus piperatus. Bureți iuți sau iuțari, se numesc în termeni populari. Sunt buni, comestibili, de exemplu dacă îi prăjiți împreună cu ou, chiar ok, foarte bine. Nu trebuie fierți. La început credeam că trebuie fierți, îi fierbeți într-o apă să iasă iuțimea din ei, dar nu, se pot consuma și așa. Dacă după prăjire se duce iuțeala, deci nu mai sunt iuți după ce îi prăjiți. Haideți să vă arăt și un exemplar ceva mai tânăr, care are mai multă zeamă. Deci, cum puteți vedea, lasă un lapte alb. Iar laptele, dacă îl gustați, este foarte, foarte iute. Ia uitați să avem și aici, faimoasele ciuperci galbene de anul trecut, care se pare că apar și anul acesta. Cresc mai multe la un loc chiar uneori, dar așa cresc când în grupuri, aici mai vin cu un grupuleț micuț. Da, probabil ați ghicit, sunt galbiori, Tantarellus cibarius, foarte bun, foarte delicioși. E absolut plină pădurea de iuțari, incredibil așa ceva. Anul ăsta au crescut iuțari, așa cu duiuma, cum se spune la noi. E așa acolo plin, în jos, plin de iuțari. Doar că sunt puțin cam trecuți, așa că nu o să iau. Am luat câțiva, probabil o să mai iau dacă găsesc ceva mai tineri. Dar de obicei caut, acum am venit să caut hribi. Dacă găsesc hribi, m-aș bucura foarte tare. Dacă nu, mă mulțumesc ce găsesc, nu? Dacă trebuie să fie toată lumea. Te mulțumesc cu ce ai. Aici avem iuțari în mai multe stadii de viață. Aici avem un iuțar tânăr, ceva mai bătrân și foarte bătrân. Doar când sunt așa, sunt ok de consumat sau chiar mai mici decât. Dar aceasta este limita. Dacă deja e puțin galbene lamelele, nu mai sunt ok. Iar așa nici vorbă, iar așa sunt deja uscați. Deci doar așa sau mai tineri. Încercați să consumați și dacă au lapte alb, de exemplu, dacă vă uitați atent, am un lapte alb când îi atingeți. Ia uitați ce ciupercuțe frumoase avem și aici. Și-a stat într-un mănânchi. Au piciorul cam grosuț, iar lamelele albe. Pălăria un maroniu roșcat. Iar denumirea este Gymnopus fusipes, iar popular se numesc ghebe de stejar. Sunt comestibile, destul de delicioase. Aici avem un fel de hrib interesant, dar nu este din familia Boletus. Este un hrib la care carnea se oxidează după tăiere, se negrește. Iar pe picior, după cum puteți vedea, are niște puncte negre.
Este din familia Lecinum, iar denumirea este Lecinum scabrum sau Lecinum pseudoscabrum. E foarte greu de diferențiat cele două. Dar este comestibil, este bun și de fapt toate ciupercile din familia Lecinum sunt comestibile. Doar că acesta este prea bătrân și așa că nu o să-l iau. Dar când e tânăr, e ok. Aici avem și mai mulți gălbiori. Tot ce am tărălut cibarius. Aici și aici. Deci, după cum puteți vedea, cresc așa în grupulețe. Și cum așa arată. Cu piciorul alb și pălăria galbenă albicioasă. Aici avem o ciupercă maronie. O pălăria tare. Este emblemele gălbui. Nu știu cum se vede. Deci produce o zeamă foarte multă zeamă albă. Hai să o gustăm să vedem ce e. Și da, este ce am crezut că e, nu știu dacă știți. Deci zeama nu este iute, nu este amară, este chiar delicioasă la gust. Iar denumirea acestei ciuperci este lăptucă dulce sau Lactiflus, nu scapă cum denumire, dar o să pun înscris. Și am găsit și primul hrip pe ziua de astăzi. Avem aici un hrip frumos, tare, pălăria tare. Puțin trecut totuși, am mâncat cam mâncat puțin de insecte, dar destul de ok-ish. Deci acesta se numește Boletus reticulatus sau hrip de vară. Foarte delicios atunci când e tânăr, când e mai bătrân, trebuie foarte mult curățat din el ca să mai alegeți ceva să dau. Când e moale pălăria, nu mai e bun deloc. Deci avem o ciupercă care este puțin mai greu de identificat, dar care nu este comestibilă. Iar aici avem un exemplar ceva mai tânăr. Două chiar, nu aici. Este din familia Rosula și dacă îl mirosiți are un miros foarte, foarte urât cumva. Miroase ca și, nu știu cum să-l descriu, ca și chibritele sau ca și, nu știu, miros foarte ciudat, oricum. Deci nu miroase chiar așa de plăcut. Ciuperca se numește Rosula foetens sau popular se numește purete bălos. Deci nu este comestibil. Ia uitați ce mulți țiți s-au făcut anul acesta. E absolut alb pe jos de ei. Aici la fel. Mă culc mai jos iară. Absolut plin. Sunt multe ploi zilele trecute și probabil din cauza aceasta. Doar că o parte din ei sunt trecuți, deci... Da, nu mai sunt buni. Am venit un pic cam târziu. Oricum am deja umplas o grămadă, așa că nu o să mai coleg țări. Caut altceva mai nou, mai bun. Aici mai avem un exemplu frumos de un hrib. Pălăria destul de fermă. Totuși puțin bătrân, dar e comestibil. Se numește Boletus reticulatus. O, da, hribii în acest stadiu sunt perfecți pentru consum. Uite ce frumos e micuț. Ne-a atacat de insecte. Foarte, foarte delicios, foarte... În starea perfectă. Dacă găsiți așa ceva, sunt extraordinari. Boletus reticulatus. Aici avem o ciupercă din familia Rosula cu pălăria roșetică spre un maroniu. Ia să smulgem să vedem. Aici lamele albe, picior alb. Deci nu este... Piciorul nu este roșetic. Dacă era roșetic, era Rosula rosea. Dar aceasta este Rosula aurea, cred. Și e comestibilă.
Deci dacă gustați și este bună, e comestibilă. Toate mecanile rusula care sunt bune la gust sunt comestibile. Aici mai avem iarăși tot câteva specii de rusulă. Cred eu că sunt, rusula cianoxantă. Deși par puțin atipice. Rusula cianoxantă de obicei e mult mai închisă la culoare, dar da. Tot sunt rusula cianoxantă. Mai avem încă una. Și aici încă două. Și încă una ceva mai trecută. Dar da, sunt comestibile. Comestibile, chiar delicioase. Aici mai avem un exemplu de rusula, Rusula foetens. Care nu e comestibil. Are lamelele cam rare. Iar pe margini, dacă vă uitați, are așa niște... Se văd linfele de la lamele. Iar dacă îl mirosiți, are un miros neplăcut și când plouă sau când e umed, este foarte lipicios, foarte... viscos pe pălărie. Deci să nu confundați cu alte ciuperci comestibile. Acesta nu este bun. Aici încă o specie de rusula. Probabil o știți deja din clipul de întâlnire. Este o ciupercă verde, lamele albe, picior alb. Da, deci este comestibilă. Se numește rusula heterofila sau vineți cu rusula asta. Comestibilă, foarte bună, dar să nu confundați cu Amanita phalloides. Iar aici mai avem două exemplare frumoase, tot de rusula heterofila. Una mai trecută puțin, mai bătrână și una foarte frumoasă tânără. Da, deci după cum puteți vedea, nu are nici inel și nu are nici bulb. Ia uitați ce specie interesantă avem aici de ciupercuță. Este cea mai dacă le întâlnesc. Seamănă foarte mult cu călbiorii, dar nu sunt călbiori. Dacă vă uitați foarte atent, au niște, așa, niște pori sau niște țepi chiar pe supălărie. Chiar foarte interesanți. Deci mai avem încă unul. Au gustul puțin iute, iar culoarea foarte asemănătoare cu călbiorii. Aceste ciuperci se numesc Hydnum repandum și popular se numesc flocoșei. Sunt comestibile, delicioase chiar. Incredibil ce avem aici. Astăzi este 20 iunie și ia uitați ce am găsit. Pentru prima dată găsesc ciupercile acestea atât de vreme. De obicei se fac prin iulie, august, septembrie chiar. Iar acum, prima lună de vară și au apărut. Probabil știți cum le numesc. Sunt celebre de crăițe. Amanita cezarea. Foarte bune, foarte delicioase. Se pot face pane cu ou sau chiar prăjite în tigaie cu puțin, foarte puțin ulei. Făcute în sos propriu, în suc propriu. Excelentă. Iar aici mai avem încă una. Deci trebuie neapărat să aibă piciorul galben, iasă dintr-un ou sau lamele galbene. Dacă au lamele albe sau piciorul alb, atunci nu sunt Amanita cezarea. Cel mai probabil sunt Amanita muscaria, care nu e comestibilă. O să încheie acest clip video aici, cam atât de ciuperci am găsit eu astăzi. Avem așa rusula, rusula cianoxanta, cred, aici și galbiori, centrelus cibarius, niște hribi, voletus reticulatus, hrib de vară și alte câteva specii de ciuperci, flocoșei, ce știu că am găsit încă o dată. După cum puteți vedea, seamănă foarte bine cu galbiori, doar că sunt puțin mai portocalii oarecum și au acele țepușe, acele fire de cad de păr sub pălărie. Așa, și rusula heterofila. Avem aici. Am găsit iară mulți țari.
Și cam atât. Și acele ciupercuțe Gymnopus fuscipes ghebe de sejar. Am găsit iarăși destul de multe. Și aici avem Lăcinum scabrum. Sper că destul de delicios. Ok, cam atât pe ziua de astăzi. O zi bună. Aici avem un izvor foarte frumos, cu apă foarte bună comestibilă. Eu vă las aici din pădure. Până la următorul clip, toate cele bune și spor la culese.